Iannis Hagi, din punctul meu de vedere, parcă nu se ridică încă la nivelul echipei de seniori, la ce se așteaptă de la el. Și te întreb și pe tine, este prea multă presiune pe Iannis sau este normal să fie așa? Este presiune mare. Mie Iannis Hagi îmi place foarte mult. Asta e un jucător rar din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că are ambele picioare, da, are execuție, are ambiția aceasta de a oferi și de a face mai mult de la meci la meci, de la antrenament la antrenament. Cred că dacă se va maturiza mai repede și va accelera acest proces, cu siguranță o să-l vedem la un nivel foarte, foarte bun. Este presiune, presiunea numelui în primul rând pe care o are asupra lui, iar el, dacă se va concentra exclusiv pe jocul lui, pe calitățile lui și nu va mai asculta de la toți din jurul lui foarte multe lucruri, cred eu că va putea oferi în continuare foarte multe, atât pentru echipa de club, cât și pentru echipa națională. Bun, haideți să vedem un moment inedit dintre Iannis Hagi și Adi Mutu, selecționerul echipei de tineret. Îl pregătește pe Iannis pentru loviturile libere. Cotito, vrei să o acoperi, să cadă. Da, să dau și bine, e da, la tot. Dacă vrei și eu, așa. O, deschizi așa. Da, chi dau eu. Sau o lovește așa. Lovește. Asta vrei, nu? Cât mai mult, dar fi doar. Că așa trebuie să-i dau Cotito. Nu-i dai Cotito, lovește la fel. Nu vrei să lovești, lovește la fel, dacă așa. Ia să vedem. Hai. Lovește la fel. Hai. Dacă eu vreau să dau Iannis colțul lung, eu nu pot stau așa cu minge. Dacă vreau să dau colțul lung, trebuie să-l închid. Nu, te-l închid, închid. Eu așa de dau colțul lung. Dai sus, trebuie să-l închizi. Că trebuie să-l scoți. Da, lecție de fotbal de la Adi Mutu. Și te întrebi pe tine, Bratone, lovește bine Iannis, mingea, la loviturile libere? Am spus-o mai devreme. Îmi place foarte mult. Îmi place, o lovește cu ambele picioare și nu mai vezi foarte mult jucători și mă refer aici chiar și jucători la nivel înalt care să facă acest lucru. Dar Mutu are și el tehnică sau că tu ești om de fotbal? Păi când... I-a explicat bine ce ai explicat? Nu mai are forță, i-a scăzut musculatura. Să vezi ce să facă Mutu acum. Nu, dar atunci când nu mai lovești mingea zi de zi și nu mai ai acest reflex, bineînțeles că mai scade puțin și din acuratețea lovirii. Da. Dar are execuții în continuare, l-am văzut. Da. Erau ale lui. Mai știe, cu ea? A fost fotbalist mare. Da, când erați la echipa națională, dădea bine la antrenament, așa, din lovituri libere? Știi ce m-a impresionat pe mine? La Mutu. Adi Mutu. S-a vorbit foarte mult despre viața lui extrasportivă. Da. Însă, atunci când era pe teren, la antrenamente, dar și la jocuri, se antrena ca un nebun. Ca un nebun. Foarte bine. E, lucrul acesta l-a salvat și m-a impresionat atunci. Știi că îți dădea și ție starea aceea. Ziceai, bă, interesant. Mutu, că deci poate... te motiva. Da, când m-am dus prima dată la Național, îți dai seama, bă, Mutu, poate se antrenează pe vârfuri, fițe, nu... Nu, era numărul unu la cum se antrena. E, și îți transmitea și ție această... Adică te gândeai, bă, dacă... Să o spunem drept, golănește, probabil că nu se antrenează, dacă vedeai că și golănește și e cel mai bun la antrenamente, asta mi-a arătat, te responsabiliza. Nu, și asta mi-a arătat că e foarte greu dacă nu te antrenezi 5 zile, nu știu, într-un ciclu săptămânal, 5 zile pe săptămână, la joc să poți oferi. Sunt foarte puțini jucători care pot face asta. Adică care se antrenează așa la reantii și sâmbăta sau duminica, când este joc, mamă, să fie formidabil. Foarte, foarte rar. Tu ai avut vreun conflict vreodată de joc, mă refer, cu Adi Mutu în teren? Că povestea Răzvan Raț, sub formă de glumă, m-a enervat că nu cobora niciodată să mă ajute. Cu Mutu? Da. Să știi că ne mai ciondăneam. Da. Îți minte la un meci Italia-România. Așa. La, nu știu unde am jucat, Ancona, parcă. Așa. Am jucat, ne-au bătut 1-0. Ei, eu cu el am jucat în față. Da. Pa.
M-a disperat, m-a disperat. Păi da, cum atingea mingea? Dă-mi-o. Nu, unde era el, trebuia să-i dau tot timpul mingea, știi? Și te scoate un pic din... Și dar asta, și ceva? Asta, nu mai țin minte atunci ce i-am zis, dar na, era mai mic. Trebuia, zici tu, mai lasă-mă, păi. Trebuia să încerc. A, să... erai mai mic și nu prea comentai. Da, bă, eram, îl respectam, da. Dar asta spun că... Tot datorită faptului că avea ambiție, căuta mingea, vrea să joace, vrea să dea gol, știi? Adică acum când mă gândesc și au trecut ani și sunt antrenor, știi, mi-ar plăcea să am jucători ca și Adimut, cu caracterul lui, cu temperamentul lui, știi, acesta de a înscrie mereu, de a trage echipa după el, de a nu se ascunde de minge. Știi, e important. Atunci, știi, mă supuram, bă, lasă-mă să pun și eu piciorul pe minge, zic, lasă-mă să am control puțin, că o să ți-o dau, zic, dacă o am. Știi că i-am dat-o de două ori în Danemarca, da. Atunci, la celebrul 2-2, și nu a dat gol. Înțelegi? Înțeleg că era și o voce foarte puternică în vestiar, adică nu prea lăsa pe nimeni să vorbească în fața lui. Înțeleg că a existat chiar o poveste cu Borceanu, când s-a apucat Borceanu, nu știu dacă tu erai atunci convocat, dar Borceanu tot comenta și la un moment dat i-a spus, băi, Borceanu, ai ajuns să vorbești tu în fața mea la echipa națională? Nu, n-am jucat cu Borceanu la echipa națională, deci nu l-am dar prins. Au fost momente de-astea când a închis cuiva gura? Da, știi că mai sunt momente când e o supărare, o tristețe. Da. Și sunt niște discursuri în vestiar mai mult motivaționale, știi? Da. Cu nervi, cu una. Dar nu țin în mod expres, nu știu, cont de ceva nume în care, nu știu, să fi jignit pe cineva sau să înjure pe cineva sau nu. Acest lucru nu se întâmpla și era el, era Chivu, era Lobonț, care erau atunci în momentul acela mâini forte și ținea toată lumea cont de ceea ce spun. Nu erau probleme așa majore. Am ajuns aproape de final, dar vreau să te întreb înainte să încheiem. Tu ai semnat cu Ana Maria Prodan un contract și unii oameni din fotbal te-au și criticat pentru asta, alții te-au lăudat. Zi-mi concret dacă te-a ajutat cu ceva Ana Maria Prodan în perioada asta, pentru că în afară de poze pe Instagram, tu momentan n-ai echipă. Bine, da, ești liber de două săptămâni. Da, Ana este foarte implicată în... În viața mea cu este normal, așa, concret, este, manager, este managerul meu. Așa. Acum se ocupă de imaginea mea, se ocupă de a mă aduce și a face bani în această perioadă. Cum? Ține că, concret, pentru că asta uite, mi se pare exemplu, că sună vrăjeală, scuză-mă că zic. De exemplu, în această perioadă am început să facem niște reclame, una chiar la un ceai important, natural. A, deci ți-a adus un contract din care tu câștigi bani cu imaginea ta. Exact, cu imaginea mea și urmează, da? Sunt alte reclame în așteptare de care se ocupă Ana Maria. Este managerul meu, este numărul 1 din punctul meu de vedere în momentul de față, este foarte implicată. Nu mă așteptam să fie așa, știi că înainte dacă n-am lucrat direct, este o surpriză fantastică pentru mine. Și bineînțeles că cu puțină răbdare va veni și din punct de vedere sportiv o ofertă. Și asta spun, după ce te lași de fotbal, e nevoie de cineva care să se ocupe de se ocupe de imagine, de a face bani, iar ea, din punctul ăsta de vedere, este formidabil. Mi se pare interesant că spui asta, că eu când spui un impresar de fotbal sau manager, mă gândesc strict să-ți găsească echipă, punct, și să-ți negocieze contractul. Nu. Dacă spui că ți-aduce și contracte de imagine, este mai mult, mi se pare chiar un avantaj serios. Este un avantaj serios și am spus, o surpriză extraordinară. Păi ți-a comision din contractul ăsta? Păi normal că, normal că trebuie să și așa o geantă păi, prost, nu? E munca ei, e munca ei și am este înțeles. Normal să fac acest lucru. Și îi mulțumesc. Te-ai contra vreodată cu ea până acum? Ne mai contram, da. Da? A încercat să-ți dea vreuna? N-am ajuns în punctul ăla, nu cred că e cazul. Glumesc.